Băi, haideți bă la emisiune, nu s-aude! Ia uite-l și pe ăla. Băi, bețivule! A, a început? Nu, mă scuzați, mă scuzați. Nu, nu e de la antrenorul ăla cu presion. Perfect! Senzațional! Nu, 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 m-am uitat prea mult la ce s-a întâmplat în Parlament astăzi, la acești Politicieni. Doamne, doamne, ce nivel! Ați văzut? Vom vorbi pe larg. Câtă prostie, câtă ticăloșie, câte interese au sărit cu până aici. Dacă până și pe leșinatul ăla de predoiul a apucat strechea, vă dați seama? Deci noi suntem de vină, că adoptăm într-un an de zile șapte legi pentru consolidarea agenței justiției. Și voi care nu faceți nimic, trebuie să ne dați lecții. Mă, mă, să arunce cineva un lighean cu apă rece pe domnul. Și verificați dacă mai și o în sală. Că o fi mâncat-o domnul Predoiu. Că pragul ăla cu care ne-a frecat o săptămână sigur l-a mâncat. Ori l-a îndesat cineva pe gât sau pe altă parte. A consolidat agenda justiției, auzi. A zăpăcit-o trei zile, iar în a patra a consolidat-o, dar nu s-a văzut. După care o să vină CCR-ul și o să-i dea cu pragul ăla în cap încă o dată. Da, îl scoate întâi și dă în cap cu el. Discutăm imediat, cum ziceam, ne mai liniștim. Deci, după noaptea ca hoții, avem ziua ca noaptea minții. Ar trebui să vă întrebuie poporul român dacă sunteți sănătoși la cap. Îl faceți pe Florin Iordache să pară un ministru al justiției cu coloană vertebrală. Altă întrebare, alt prag, altă reprezentație din spectacolul ăsta cu ciudați care se cheamă Parlamentul României și politica românească în general. Am ajuns să ne pară rău după unul ca Orban, vă dați seama? O asemenea mizerie, o asemenea parodie, o asemenea caricatură de dezbatere parlamentară. Urban, să vă crape obrazul de rușine că se scârpele de praful pe băncile parlamentare Urban, pentru o conducere și un guvern fără cap, fără coadă care calcă vă pregătiți, picioare, domnul Orban, din respect, nu vă democratică. să închideți microfonul domnului Orban. Cum era vorba aia? Gura lui Orban adevăr grăiește, nu? Vă dați seama că există în Parlamentul României unii care strigă acolo după un coleg Băi, bețivule, u! Aici suntem. Astea sunt leprele care ne conduc. Ăștia fac legi, oameni buni. Încă o dată vedem de ce e nevoie în politică doar de cârpe, de șantajabil, de interlopi, de proști făcuți grămadă, de trompete urlătoare. Ca să ne facem că discutăm, că dezbatem, iar la final să sune unul și să transmită decizia la telefon. Ați văzut cum se votează toate legile în Parlament? E un gușter acolo care face așa sau așa? Și fraierie votează. Dar ce se aude? Auziți ceva? De unde aud eu liniște asta? Ah, ok, e, e din piață, da. E, e lumea care iar nu s-a adunat în stradă. Să știți că nu mă supăr dacă plecați la protest, acum. După emisiune? Ok, mulțumesc.